Salut! Astăzi vreau să vorbim puțin despre circuitul de răcire al unui motor cu ardere internă, din ce e compus, ce face, cum lucrează. Sistemul de răcire nu face altceva decât să preia căldura rezultată în urma lucrului mecanic, și anume în urma exploziilor din motor, care produce lucru mecanic. E format dintr-o pompă de apă, furtune, termostat, antigel, vas de expansiune, coliere, dacă vreți. În fine. Cum lucrează? Hai să vedem cum lucrează sistemul ăsta, ce se întâmplă aici, că nu e chiar așa de simplu pe cât pare. Bun, am aici o pompă de apă, tot cu termostat, cu termostatul atașat. E vorba de termostat, e vorba de pompa de apă de la motorul meu, chiar de la motorul meu. E o pompă de apă foarte bună. Eu am schimbat-o degeaba pentru că am auzit niște hârieturi care erau de la rola întinzător, de fapt, era rulmentul rola întinzător lipsit de vazelină. Bun, deci asta e bună, e chiar termostatul lui, nici măcar nu l-am dat jos ca să nu-i stric poziționarea garniturii. Ea e așezată cam ceva de genul ăsta. Da? Acum hai să vedem care e circuitul. Stați puțin să dau îmbrăcămintea motorului, că l-am îmbrăcat să nu-i fie frig, să se încălzească mai repede. Glumesc. L-am îmbrăcat ca să nu-mi murdărească pisicii, că se urcă pisicii aici și îmi murdăresc cinta de lucru. Bun. Hai să vedem. Deci asta e pompa de apă, exact asta e poziționarea, dacă vă uitați, nu știu dacă se vede până aici jos. Exact asta e poziționarea, da? Cum lucrează? Care e circuitul apei? Păi circuitul apei e simplu. Circuitul apei vine dinspre dreapta, înspre stânga, da? Deci așa se rotește când e antrenată de cureaua de accesorii. Ia uitați-vă. Iar turbina asta ia apa, suge apa pe aici, din chiulasă, da? Și o aruncă, pur și simplu. O aruncă în toate părțile, în lateral, da? Așa. Aruncând-o, ea ajunge pe aici, prin circuitul capacului de distribuție, ajunge aici, iar aici avem furtunul ăsta care duce în spate la clapeta de accelerație, încălzește clapeta de accelerație și tot aici avem și senzorul de temperatură, da? Deci aici e senzorul de temperatură, aici e furtunul care duce în spate la clapeta de accelerație. Aici, deci pe aici, pe unde vine apa, trece și ajunge și în partea asta la termostat, în corpul ăsta aici, da? Deci aici la termostat. Ajungând aici, avem valva asta primară, da? Valva asta primară e deschisă de către presiunea apei, presiunea exercitată de pompa de apă, da? Ea e deschisă și se inundă partea asta de aici. Da? Termostatul e aici, iar aici e inundat cu apă, pentru că valva asta se deschide. Aici e inundat cu apă, cu antigel, care e circulat la temperatura actuală a motorului. Deci, până la 92 de grade când deschide termostatul, avem circuitul ăsta. Pe aici, trage apa de aici, da? Intră aici, prin ăsta și iasă pe aici, unde se duce. Vedeți, avem comunicare aici, unde se duce la furtunul gros de sub termostat. Furtunul ăla gros e în permanență deschis și comunică cu radiatorul în partea de jos, deci partea de jos a radiatorului. Mai mult, de aici se duce și circulă el, neputând să intre, să circule prin tot radiatorul, cum ar veni, oprită. Apa nu pleacă de aici, ajunge doar până aici. Eventual încălzește puțin furtunul de jos. Dar antigelul circulă de aici și circulă în continuu, face circuitul în motor, prin motor. Totodată, învârtind turbina asta, merge de aici și ajunge, da, e împinsă prin caloriferul dinăuntru, caloriferul de habitaclu. Din caloriferul de habitaclu trece. Ăsta e caloriferul de habitaclu, se duce pe aici, ajunge acolo. Da? Face circuitul prin caloriferul de habitaclu și se întoarce prin EGR. Da? Vedeți? Ăsta de aici. Ăsta trece prin EGR. Ăsta e EGR-ul de aici. Da? Și ajunge, vine prin chiulasă înapoi. Da? Deci circuitul e oarecum simplu de intuit. De aici, pe aici,
Pe aici, în blocul motor, circulă în jos, dar totodată și pe aici, da? Ajunge prin spatele motorului, îi tras prin EGR, dar și din blocul motor și ajunge de aici, prin chiulasă și înapoi în pompa de apă. Deci, prin ambele părți, și pe partea asta, și pe partea aia, e transmis. Ăsta e circuitul de apă primar, să zic așa. Până ajunge la temperatura de lucru. Asta se întâmplă la mine, se întâmplă și normal ar trebui să se întâmple undeva la 5 minute dacă ieșiți pe șosea și mergeți la 2000 de ture. Deci, ce se întâmplă când apa din motor, din circuitul primar, ajunge la 90 de grade? Păi, apa aia e aici. Da? Deci ea are circuitul pe aici. De aici vine în corpul ăsta de aici și iasă afară. Ce se întâmplă când ajunge la 90 de grade? Termostatul ăsta deschide la 90, la 92 de grade, da? Supapa asta e deschisă. Aici avem inundat, iar aici avem o pastilă. O pastilă în care e încapsulată o substanță chimică, unii zic ceară. Eu cred că e ceară, dar nu e ceară de albine. Probabil că e un mix de substanțe chimice cu proprietăți de dilatare. Probabil niște parafină amestecate cu alte substanțe care țin foarte mult la temperaturi înalte. Ceara asta dilatându-se, înăuntru e un pin. Nu știu cât se vede. O să vedeți în videoclipul în care îl fac doar cu termostatul. Înăuntru e un pin, iar ceara asta dilatându-se în capsulă va împinge pinul încolo. Dar pinul e proptit într-o propteau acolo, în termostat. Și neavând în ce parte să se ducă, arcul ăsta va fi comprimat, da? Și valva asta de aici, valva mare, se va deschide încet la 90 de grade. Ce se va întâmpla atunci? Va ieși apa pe aici. Da? Va ieși apa pe aici și va face circuitul prin, va deschide circuitul prin radiator. Da? Deci de aici. Deschizând circuitul prin radiator, da, deci va trece pe aici, dar numai la 22 de grade. Deschizând circuitul prin radiator, dacă vedeți aici, el merge pe sus, da, și intră prin tubulatura de aluminiu și ajunge în partea astălaltă. Ajunge în partea astălaltă și curge în jos, da? Se răcește pur și simplu. Iar jos e furtunul gros de care vă ziceam că e alimentat cu apă, dar nu are circuit. El poate fi cald înainte să se deschidă termostatul, dar nu face circuit. E, acum începe să facă circuit. Începe să primească apa caldă pe care o răcește radiatorul și care într-adevăr face un circuit acum, circuitul total, să zic așa. Aici mai avem și vasul de expansiune care va prelua toată presiunea și eventuala refulare a lichidului de răcire în cazul în care se întâmplă ceva și nu se mai face toată răcirea. Eventual, dacă vi se oprește ventilatorul și nu se mai face răcire, atunci bineînțeles că apa se dilată, lichidul se dilată și va trebui să refuleze undeva. Capacul ăsta are o valvă de presiune înăuntru, probabil în jur de 2 bari, e presiunea maximă pe care o ține în sistem. Iar aici, vedeți, prin valva asta va permite presiunii să treacă dincolo de garnitura asta neagră și presiunea va scăpa pe aici, prin sloturile astea. Da? Deci va fi o presiune constantă. Ce ar mai fi de spus aici e că e foarte, foarte, foarte important să aveți antigel în motor, nu apă, să aveți antigelul corect. În cazul motoarelor GM după anul 2000, antigel roșu. Haideți să vă spun și de importanța antigelului. Antigelul, pe lângă faptul că e creat special pentru a menține o temperatură constantă, deci pentru a urca în temperatură foarte repede și a menține temperatura la o anumită plajă de lucru și pentru a nu îngheța la temperaturi foarte joase, mai are și rolul de ungere. Dacă băgați puțin degetul în vasul de expansiune și luați puțin antigel pe deget, o să vedeți că e unsuros așa. El are rol de ungere, în special pentru
pentru lagărele pompei de fapt lagărele pompei. Aici e un simmering, dar dacă aveți apă în motor, simmeringul ăla o să fie în timp o să pleznească, o să se întărească din cauza neungerii, să zic așa. Furtunele la fel, o să se întărească pe interior din cauza faptului că nu aveți antigel și o să înceapă să adună. Dacă vă uitați în vasul de expansiune, sigur aveți ceva negreală pe acolo pe pereți. Alea sunt bucățele de cauciuc care sar de pe furtun, să zic așa, de pe furtună și de pe garnituri și de pe toate astea. Sar și se adună pur și simplu acolo. De asta e foarte important să aveți totul foarte foarte tehnic corect, să zic așa. Termostat bun, pompă de apă bună, deci să nu aveți jocuri aici, da? În ăsta să nu hârie rulmentul. Să aveți simeringurile ok. Asta o să le aveți dacă aveți antigel bun în cantitatea corectă și compoziția corectă în sistem. Să aveți radiatorul bun, să nu vă curgă și o să vă meargă și motorul. Bun. Probabil că o să fac și un videoclip pentru numai pentru termostat, să vedem în detaliu cum funcționează, ce face, ce nu face. Deocamdată cam atât cu sistemul de răcire. Cu siguranță că o să vă ajute să înțelegeți mai bine motorul și să-l îngrijeți mai bine, chiar și singuri. Bun. Salut!